Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un episod. Episod în care, da, am chestii de făcut pe aici, misiuni, ci că nu știu ce, nu știu cum, nu știu ce vrea, ce vrea ăștia de la mine. Aoleo, drilling equipment, ăla e cu sloturi de 4. Știți pentru ce? Pentru ăla trebuie să luăm mazla. Pentru ăla o să luăm mazla. Dar până să luăm mazla, dacă tot suntem cu voronul pe zonă, mă băieți, nu merem noi așa frumos până la pădurice. Vedem care-i treaba cu... O... chimicalele astea aruncate pe aceea, iurea. Nu cred că pot să trec printre copacii, așa că o să iau pe aici. Hai să merem la drum. Carburant? Avem suficient. Nu, chiar e suficient. Dacă cumva să împrumutăm de la taiga asta cu remorcă, ce ziceți? A, uite, era cisterna acolo. Și uita de ea. Și doar o văzusem episodul trecut, ia. Refuel. Taiga. Așa, nu te superi, că și așa ești semi-inutil. Camion. Da. Am all wheel, am. Ce mai ziceți, ce mai faceți, cum vă este viața, bă, băieți și fete, că nu discriminăm. Acolo, femeia, copilul, fratele, amanta, alea, știți voi. Bă, dar ce dealuri au băgat ăștia pe aici să mă bată mama. Aoleo, aoleo, ia. Up, up, up. Trece? Trece. Cum să nu treacă dacă trece? Hai. Hai, bă, ăla-i. Bă, trenul e mult mai ok decât mă așteptam până acum. Până acum. Un deget, un deget, nu două. A, bă, că mereu, sunteți nebuni, rupe. Acum încel, când ajungem la camionașul nostru ăsta, se iasă prost. Sau? Nu știu ce e cu misiunea asta la altă de lângă. Da, mă, că mere repede ce aveți. Wait, easy. Dilema e unde trebuie duș. Aia nu știu. Nu vrei să-mi împachetezi de aici, așa e? Back. Restore crane. Hai. Bun. A, tot aici. Am înțeles. Ok, hai că facem drumul ăsta, nu-i problema. Hai să facem și zi. Hai, Voron, trage, că știu că vrei.
Uite-l aici, n-are el treabă. Voron, King of the... Nu știu. Nu, nu-i King of the SnowRunner, dar... E un camion foarte bun. Pentru SnowRunner. Sincer, chiar un camion bun. Îți faci treaba cu el în mare. Aparem pe aici, am trecut și data trecută. Deși, na, inițial gândeam să fac o colișuri. Iar radialurile astea. Am o tragi. Ce faci figuri? Ce nu-ți convine, mă? Ai, acum te lăudam și acum gata, nu mai. Ești. Ai, uite, gata, și-a revenit. Dacă nu mă răstornă pe aici... Da, ce v-am zis? Eram aproape. Fabrica de nervi eram după. Ce să mai zic? Mă, nu mai vrea să urce. Ba, urcă. Dar numai cum vrea el, nu cum vreau eu. Cine s-ar fi gândit că solul e așa acolo? Eu nu. Bă, arta e ușoară. Adică e ca și dificultate. Cel puțin asta prima e destul de ușoară. Ultima, v-am zis, mi se pare de dificultate medie, aș zice. Dar saltele mult mai grele. Yukonul mi se pare, cred că o țară mai greu, sincer. Ok, am gătat task-ul ăsta. Vreau să văd ce misiune e fix lângă asta. Ah, asta era misiunea. Zi așa. Exemplary work. Ia, că să iau astea două. Să le duc acolo. Păi, dar nu fac eu asta cu voronul, mă, băieți. Traversăm. Luăm voronul. Și mai pun niciun marc, că se vede pe harta totul. Chiar e bună. E ce trebuie. Bine, și alte alternative bune. Azovul ăla de 4x4 iar e genial. Și 4x4, 8x8, scuze. Hai, trage-mă pe partea alaltă, te rog. Ăla-i. Le încarc peste gard. Cred că asta vrea și jocul să se întâmple. Easy. Să mă ridică de sus. Că doar nu se poate ridica jos, haha. Știu ce am zis. Știu ce am zis. Aolea, mi-a făcut flicker o țără monitorul din dreapta, secundarul. Stânga. Eu pare că mă uit în dreapta, dar... E stânga mea. Deci chiar e stânga mea aia. Și acolo e monitorul. Și na. Ați prins voi ideea. Hai. Haide frate, să mergem. Am dat fail la cântat. Știu. Pot ieși pe acolo așa, ai? Da. Să-mi regre viața că iau pe acolo, probabil, dar... Mă, sincer...
parcă îmi pare o țară rău că harta asta nu-i mai grea, dar pe de altă parte... nu cred că aș fi vrut să fie mai grea și după să mă enervez. Cred că e bine unde e acum. Știți ce zic? Trailerul ăsta de reparații. Mâncai și reparațiile lui. Hai. Ăla-i. Răstoarne-te, bravă. Dragul de tine. Că asta plănuiam. Cu tine, ce ai? Hai, roți. Mă, Delta, să avem loc să ocolim frumos. Că l-au pus intenționat ca să te blocheze, știți ce zic? Și aici văd că trebuie să ducem, aici văd că mai e și un warehouse. Ok, sunt multe chestii și majoritatea sunt legate de agricultură. Ah, mi-a dat Creeper Area. Cas. Ziceți-mi voi că nu e easy harta că îți dă zona de repair. Ce misiuni mai avem pe zonă? Sample Field. Pe bune că eu n-am deblocat Sample Field. Cut, refuel. Hai vedem ce e cu Sample Field-ul ăla. Ce frumos e cut-ul. Oh, da. Caminaj bun. Interesant, faci treaba cu el. Păcat că n-are multe add-on-uri. Sample Field. Ah, oleu, trebuie să-l cultivăm cu cultivator, presupun. Facem photoshoot-ul ăla. Aia cu lemne clar n-o fac. Bă, asta cu dăm planks-ul. După ce duc drilling equipment-ul mere făcută. Și asta... Ia uite mă, că să-l iau pe ăsta și să-l duc acolo. Parcă sună tentant. Nu vreau să vă mint. Hai, Voron. Așa. Facem întuneric, bă băieți. Dar nu-i nimic că schimbăm ziua imediat. Noaptea. Din noapte zi. Na. E enervantă porțiunea asta aici, că trebuie să fac ocolul ăsta. Opa! Opa! Ne băgăm pe aici prin mega drifturi. Și aici o să rămân împotmolit, așa e? M-am mâncat pe mine să mă bag pe aici. A mers. A mers. Dacă o mers, o mers, băieți. Aia e cel mai important. Pe aici un semi-drift. Pe aici un semi-drift iară. Bine că l-am reparat adineori. Așa e? Nu știu ce cu chestiile alea de tren. Nu știu dacă e ok că-s depozitate așa, dar... Na, Asia Centrală, sau mă rog,
Inițial era Rusia până să înceapă războiul. După ce a început războiul, au schimbat și au lăsat Asia Centrală. Da, cred că asta să fie una dintre probleme. Nu mă lasă să-l atașez la... Să mă lasă? Nu mă lasă, bă. Nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Sau cum era? Facem drumul ăsta... Cum se numea? Stacking up? Ok, hai. Facem zi. Dimineață. Nouă, hai amiază. Iară plouă. Ne opunesc cu ploaia lor. Frate, s-a moartă. Carburant suficient. Și stăm pe spate, băieți. Stăm pe spate, uite așa. Cu două mâini ar trebui, dar unul o țin pe tastatură, cred că v-ați dat seama și de ce. Stai. Am uitat. Asta uram pe ETS, știți ce șmecheră e că le-am controlele puse și pe săgeți și putem să conduc tirul și din mâna dreaptă când oboseam cu stânga. Aici nu, trebuie să țin pe mâna stângă orice ar fi. Bă, nu mă deraia de la drum. Și că stop. Ho, bă, cine mai are timp de stop? Băieți? Da, asta urăsc când nu poți să o agăți de tine. Că se întâmplă faze din astea și na. Riscă mai iurea să ne răsturnăm și să pățim chestii. Ui, op, 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 op. Nu fă din astea cu mine, bă. Nu fă manevre manevroase, că nu-ți iese. Vin cu Mazla, te-am încărcat în benă la mamutul ăla de vehicul și... Na, nu știu ce mai faci tu după, că nu mai ai ce să faci. Am zis să nu mai luăm pe câmp, să o luăm pe asfalt tura asta și văd că... Na. Cred că e mai comod pe asfalt pe aici. Lăsă lui wheel drive pentru că avem control mai bun. Durapăm mai puțin, gen. Mă rog. Nu mai contează. M-am lovit. Da, cum se aude? Motorina din rezervor, gen. Cred că tot același timp îl făceam și pe drum și pe câmp. Cât pierde să mă bag pe câmp și să ies de pe câmp și dificultatea terenului atâta pierde și pe asfalt. Adică pierd mai puțin pe asfalt, dar fiind mai lung traseul o țâră pe acolo. Știți? Tot acolo suntem. Da, ați prins voi ideea. În loc să luăm așa, am luat-o așa și... Na. Bă, ce vreme norată. Urât. Ce părere aveți despre noi timpul în care suntem, bă, băieți și fete? Gata, am luat... chestia. Eu zic că... E fain. Eu am cauciucuri de vară pe una dintre mașini și pe aia care îmi place să mă plimb mai mult, știți ce zic? Și dacă plouă, e numai bine că pot să umblu cu ea. Că dacă ninge, trebuie să umblu cu aia altă care e mai winter beater, știți ce zic? Da, confortul la în la mâna asta altă, de roțile de vară, știți ce zic? Pentru că eram pe principiu,
Are sens să dau bani pe cauciucurile de iarnă și pentru asta la altă mașină, în condițiile în care 11 luni pe an sunt mai eficiente alea de vară și pot să umblu cu alea de vară și doar o lună maxim pățesc să umblu cu astea de iarnă? Știți ce zic? Na. Ăla-i bă, băieți. Stai, bă, băieți. Să mă trească să ajung în două locuri. O dată acolo. The Grand Restock. Vehicle spare parts. De unde? Și puteam să iau dacă știam. Asta e, mai băgăm un drum. Episodul următor până acolo. Până data viitoare, băieți. Știți, vă salut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și prim episodul aici. Bun, nu vă supărați sau, na, dacă vă supărați, nu știu, soartă. Da, pe data viitoare, băieți. Bye, bye.